La Orhei a fost sărbătorită Ziua Europei. În oraș s-au desfășurat mai multe activități la care au participat tinerii localității. Scopul evenimentului a fost de a face cunoștință cu ideile, valorile și tradițiile Uniunii Europene. La Orhei, în acest parc frumos, se desfășoară o activitate a Consiliului de Tineret al orașului și raionului Orhei în ceea ce ține dedicate sărbătorilor Europei. Practic, zilele acestea se încheie acele măsuri, fiindcă pe parcursul întregii săptămâni, în întreg raionul, s-au desfășurat foarte multe activități dedicate Europei, începând prin aceea că în toate școlile raionului și orașului s-au împărțit drapelele Republicii Moldova și Uniunii Europene. Au avut loc diferite întâlniri, mese rotunde, conferințe și multe altele dedicate Zilei Europei. Iar astăzi este o inițiativă foarte frumoasă a Centrului de Tineret, unde toți se vor cunoaște cu acele expoziții, cu acele lucruri frumoase pe care le are fiecare țară care intră în comunitatea europeană. Eu permanent spun că hai să aducem Europa la noi acasă. Noi suntem Europa, noi suntem țară europeană, noi suntem cu aspirațiile noastre și cu valorile europene și tindem spre ele prin care să le implementăm aici la Orhei, și anume faptul că astăzi tinerii au făcut, adică împreună cu primăria orașului Orhei, sărbătorim Ziua Europei și am făcut acest schimb de experiență prin care tinerii se simt germani, se simt francezi, se simt britanici, se simt greci sau oricare alte popoare și îi fac schimb între ei de experiență. Experiență poate simulat într-un fel sau altul, dar oricum deja avem succesele noastre pe plan european, avem succesele prin care și libera circulație fără vize și sperăm ca în timp apropiat acordul de asociere guvernul să semneze cu Uniunea Europeană acest acord și el să fie ratificat de toate țările europene. Respectiv trecem în următorul pas prin care să devenim candidat spre aderare la Uniunea Europeană, anume sperăm că guvernul, autoritățile centrale, autoritățile locale să depură tot efortul prin simplu fapt de a ne apropia și mai mult de valorile europene, și mai mult de a ne apropia de ceea ce înseamnă directivele Parlamentului European, implementarea lor aici în Republica Moldova, ajustarea cadrului normativ la directivele Uniunii Europene și prin simplu fapt modificarea standardelor nivelului de trai aici la noi, la Orhei, în Republica Moldova, în comparație cu sau să atingem standardele Uniunii Europene. Tinerii din Orhei spun că se vor implica activ în activități de acest gen pentru că tind spre un viitor european. Europa este o oportunitate pentru fiecare de noi, pentru că suntem tineri și vrem să avem un viitor demn, un viitor bun pentru a trăi într-o lume plină de inițiativă și plină de lucruri frumoase. Acest eveniment s-a organizat cu scopul de a promova valorile europene la noi în orașul Orhei. Și am inițiat un oraș la noi în oraș, adică Euroclub este orașul care va promova în continuare de astăzi înainte toate valorile europene și anume vor învăța tinerii cum să realizeze și cum să îi intre cu dreptul în lumea europeană pentru un viitor mai bun. Europa înseamnă pentru noi schimb de experiență, o nouă lume și cunoașterea unei noi culturi și noi tindem spre Europa și liberalizarea vizelor credem că e un pas foarte mare înainte pentru Moldova și ținem tot așa. Precum Europa unește fiecare tiner, astfel suntem și noi aici. Suntem tineri, energici și dorim o zi cât mai bună și plină de momente frumoase. Înainte cu unitate prin diversitate. Noi astăzi învățăm mecanismul de luare a deciziilor la nivel european. Odată cu liberalizarea regimului de vize, noi învățăm cum să fim europeni, cum să trăim în Europa, cum să luăm niște decizii la nivel european. Și este ceva frumos și ne visează în mod direct. Ziua Europei a fost sărbătorită în mai multe localități din țară. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV.